Salutare tuturor, sunt eu, Andra, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi facem repede un unboxing cu produse pe care le-am luat de la Reserved online la reducere. Intenția cu acest videoclip este să filmez acum, să le editez ulterior și tot astăzi să îl urc pe canalul de YouTube. Sper că o să reușesc să fac acest lucru pentru că am tot tărăgănit lucrurile și s-a făcut destul de târziu. Eu nu știu dacă mai am timp să-l editez și să-l filmez, dar eu sper că acest lucru se întâmple. Deci dacă vedeți acest videoclip luni, înseamnă că am reușit. Yes! Dacă îl vedeți joi, înseamnă că nu mi-a ieșit și ar trebui să-l amân pentru ziua de joi, pentru că joi neapărat trebuie să avem aici pe canal un videoclip. Am promis, așa că mă țin de cuvânt. Am făcut săptămâna trecută o comandă pe online la Reserved. Am primit un mail în care mi se spunea că pe lângă reducerile care erau deja pe site, eu mai cumpărasem câteva produse de la ei la reducere, înainte ca să primesc respectivul mail, însă acel mail anunța că pe lângă reducerile de care eu deja profitasem, mai oferă o reducere de încă 20%. Și nu aveam cum să nu fac această comandă, pentru că eu iubesc magazinul Reserved. În facultate aveam 3 magazine pe care le adoram și aceste 3 magazine erau Coton, Chemvelo și Reserved. La Reserved îmi plăcea că găseam acolo și produse mai elegante, dar la un preț decent, mai ales dacă prindeam și reduceri, cu siguranță găseam să-mi iau acolo o rochiță drăguță, un sacoaș drăguț, pentru că mai mă ducem și eu când eram în facultate, mai organizam diverse conferințe, mai ne duceam și noi pe aici, pe acolo și trebuia să fim prezentabil, așa că Reserved întotdeauna era magazinul meu to go. Când venea vorba de haine la prețuri decente și un croi bun și modele ok, nu tot felul de fusion și ce mai exista pe piață atunci și acum nici nu mai vorbesc. În fine, sper că n-a fost prea lungă această paranteză, însă voiam să vă spun că eu am o relație foarte strânsă cu Reserved. Este adevărat că în ultimul timp nu am mai cumpărat de acolo pentru că magazinul care se afla în proximitatea casei mele s-a închis, așa că nu stau să merg prin tot Bucureștiul să-l caut în mod special, însă acum că pot să cumpăr produsele online, cu siguranță voi reveni din când în când și voi da câte o comandă. Ideea cu această comandă, mâna aici, nu știu dacă vedeți, am mâna pe pachet, ideea cu această comandă este că eu, comandând toate aceste produse, am economisit vreo 500 de lei. What? Deci cum era să nu fac eu această comandă, ținând cont că mie îmi place magazinul ăsta și am economisit atât de mulți bani. Și după ce a finalizat comanda, m-am gândit că ar fi o idee bună dacă îmi vine în timp util să fac un unboxing aici pe cameră, pentru că am văzut că aceste videoclipuri sunt primite bine în YouTube-ul românesc și mie îmi place de asemenea să mă uit la astfel de videoclipuri. Și am zis că este ocazia perfectă să fac și eu un astfel de unboxing, să vă arăt ce mi-am cumpărat la reduceri. Că e acum o întreagă serie de videoclipuri, văd pe YouTube că mai toată lumea se laudă cu ce a cumpărat de la reduceri. Atenție, de nu mă lau cu nimic, pur și simplu vă arăt și mai ales vă anunț că reducerile țin până pe 12 august. Eu dacă public astăzi este 10 august și asta înseamnă că puteți să mai profitați și voi de aceste reduceri de pe site-ul Reserved. E adevărat că multe mărimi nu mai există pe site, dar cine știe, poate chiar vă folosește acest videoclip al meu și poate chiar o să vă comandați și voi ceva la reducere și o să economisiți niște bani. Pentru că, indiferent de bugetul pe care îl avem alocat cumpărăturilor, atunci când vine vorba de reduceri, nu înseamnă decât un singur lucru și anume mai mulți bani pentru a cumpăra alte lucruri. Glumesc. Sau nu. Gata. Acesta este pachetul. Multe lucruri nu sunt, dar reducerea a fost substanțială. Și știți ce o să fac dacă din nou o să am timp în momentul în care editez, nu știu ce am făcut așa cu mâna, cred că a părut total bizar pe cameră, dar trecem peste. În momentul în care editez, o să încerc să intru pe site-ul lor și să vă fac print screen cu produsul, să vedeți cât a costat el inițial și cât a costat el redus. Reducerea de 20% extra am obținut-o introducând un cod pe care îl găsiți pe pagina lor, acolo principală. Dar dacă din nou o să am timp,
O să vă pun și cât era redus deja pe site și cât a costat, cu ce am mai economisit eu introducând acel cod de 20%. Cred că m-ați înțeles. Sunt pregătită, sunt extrem de pregătită. M-am născut pregătită când vine vorba de pachete și de desfăcut pachete. Sunt... Cred că s-a auzit super aici, a? Gata. Mai e cineva? Mai, nu cred că mai e nimeni. În fine, acesta este pachetul. Doamne, doamne. Live surgery pe view. Ați văzut ce precizie? Nevastă de chirurg. Și gata. Punem ăsta aici. Nu înainte de a vă face urechile vraiște. Yay! Bun. Deci, ce mi se pare, nu aiurea, dar nu am mai întâlnit acest caz, este că, vedeți, hainele sunt puse pur și simplu în cutie, nu au fost ambalate în pungi individuale. Și nu mă trage de acest lucru, pentru că dacă aș fi mers în magazin, sincer, nu aș fi primit produsele respective în pungă, știți cum este. În pungi, cel puțin în pungi ambalate individual. Și, în același timp, m-a scăpat de a avea acum, după ce filmez un malder de pungi, să le pun în altă pungă, să le duc la reciclat și așa mai departe. Ok. Nu cred că o să fac așa, pentru că nu știu dacă mă vedeți foarte bine. O să pun cutia aici. Cum mai fac eu unboxing-uri? Unboxing-uri. Deci cum ar veni unboxing-ul ăsta? Deschidere de cutii, da. Dacă vă spuneam la început, salutare tuturor, veniți că fac o deschidere de cutii, dar unboxing, sunteți toți aici, vă simt. Bun, începem. Primul lucru, am ambalat aici drăguț, este această bluză. Eu îmi cunosc mărimile de la Reserved, port M în general și la unele articole merge și un S. Ceea ce mi-a plăcut la această bluză este acest detaliu de la gât. Aici ce am? Cred că sunt... Ah, ok, bun. El este negru-negru închis și este subțirică. Merge și sub un sacou. Merge și acum în această perioadă pentru o plimbare pe afară. A, nu știam ce este chestia asta, pentru că... A, ok, mi-aduc aminte, da. O roche simplă. Am zis o roche. O bluză simplă și are aici acest detaliu la gât, care o scoate puțin din anonimat. Și la fel m-am gândit că ar fi drăguț să o port chiar și la toamnă, cu o geacă pe deasupra. Și chiar și acum, vara, dacă e un pic mai răcoare seara, îmi place. Deja v-am arătat din câteva lucruri pe care le-am luat, deja două sunt negre. Dar mi-au plăcut, ce să zic. Ah, ok, de chestia asta sunt chiar super, super curioasă. Oh, da, bun. Cu siguranță îmi vine în talie. Asta e un lucru bun. Da. Noua mea obsesie de două veri încoace îmi cumpăr într-una. Sau, mă rog, mai des decât aș fi făcut-o în mod normal sau decât am făcut-o până acum, aceste fuste plisate. Fuste plisate, cum purtau bunicile noastre, s-a întors moda, se pare, și mie îmi plac foarte mult. Pentru că am impresia că mă avantajează, urc talia până sus aici. Și îmi pun în evidență talia de viespe și în același timp sunt și la modă. Și bulinele, mă rog, deci vă dați seama că bulinele niciodată nu se demodează. De zeci de ani de când au apărut ele în modă și în continuare sunt în vogă. Nu are jupă, dar nici nu e transparentă. Adică nu o să am niciun fel de problemă. De-abia aștept să port. Îmi place. Ok, chestia asta. Ceea ce n-am observat eu pe site este că
are niște inserții foarte subtile. Cred că de aceea Sadin nu le-a preluat aparatul foto și nu știu dacă va prelua și camera mea. Are niște inserții super fine. Acum, cred că vedeți. Inserții super fine de fire aurii. Probabil că m-ar fi speriat lucrul acesta dacă aș fi văzut, aș fi observat acest detaliu pe site. Asta s-ar putea să-mi fie chiar și un pic mare pentru modul în care îmi place mie să port hainele. Nu sunt foarte fană a hainelor oversized, din alea așa mai mari decât numărul tău, pentru că consider că nu mă avantajează, deși știu, sunt în mare vogă, dar cred că merge. Așa, pentru un look mai flu-flu. Mie îmi place mult cum îmi stă cu printul ăsta de leopard. Asta este 38 și cred că 36 era numai bună. Îmi place. Are niște volănașe aici. Un pic așa. Deci până aici este cam brată puțin aici. Și aici, un pic ieșit în afară, este o parte cu mici volănașe. Este mai mult o creponare așa. N-aș putea să spun că sunt chiar volane. Mânecă lungă. Merge foarte bine și în zilele mai călduroase de toamnă. Dacă sunt zile răcoroase de vară, automat sunt și zile călduroase de toamnă. Scuze. Bun. Și asta cred că mergea o mărime mai mică. Și asta mergea 36. Da. Chiar îmi pare rău. Mergea 36. Dar nici 38 nu cred că... Dacă o să mă îmbrac cu ea. Nu o să le probez, o să fac un try-on. Data viitoare, promit, data viitoare când nu mai cumpăr haine și vă mai arăt vreun haul, vreun unboxing de genul acesta, o să fac și un try-on. Astăzi, nu mai repet, știți care este problema, o să fac și un try-on. Dar ceea ce pot să vă promit, în afară de faptul că data viitoare voi face și try-on, este faptul că le voi purta. Voi încerca să le port pe rând în următoarele videoclipuri și să vedeți care este treaba. Asta are o culoare foarte frumoasă. Un roz foarte frumos, nu știu dacă îi face camera aia, îi face dreptate, dacă reușește să capteze într-adevăr acest roz drăguț. La fel, lunguță, merge purtată și băgată într-o fustă și pe din afară așa cu blugi. Dar cred că dacă luam 36 eram mult, mult mai mulțumită, pentru că îmi place să-mi stea lucrurile pe corp. Îmi place să am haine nu mulate pe corp, dar care să preia cât de cât forma corpului. Și fiind un număr mai mare, automat sunt mai puțin predispuse să fac acest lucru, să-ți îmbrățișeze corpul. Da, ok. O altă bluziță. Asta este tot M. Dar cred că asta este... Ia, stați puțin să nu mă fac de râs. Care este fața? Aceasta era fața. Deci fața aceasta din satin, așa. Asta este fața. Și pe spate este un material de tricou, așa, subțirel. Vedeți? Nu știu dacă vedeți. S-ar putea un pic să se vadă mâna. Dar prin față... E alt material, altă treabă. Și îmi place detaliul acesta de pe umăr cu nasturii aceștia. Această culoare șampanie. Cred că și culoarea asta mi se potrivește. Cred. Sper cel puțin. Nu am multe lucruri de acest gen. Da. Cred că și acesta mergea un număr mai mic. Probabil că voi, dacă sunteți amatoare de haine oversized, că... Na, sunt și la mare
căutare și sunt și moderne în perioada asta, vi se pare că exagerez când spun că mergea un număr mai mic, dar aici vine vorba de ce preferință are fiecare. Ia. O curea. Da. E lată, dar e bună. Pentru că i-am cumpărat-o soțului meu să o pună la blugi. Și la blugi totdeauna trebuie să avem, dacă suntem bărbați, o curea mai lată. Dacă bărbatul poartă pantaloni mai eleganți, atunci o curea mai finuță, mai mică. Aceasta este ideea. O cataramă super simplă și o curea din piele. Nu se uzează foarte repede acest gen de curele. Sunt strașnice în timp, chiar dacă sunt din piele, decât să arunci 5-6, într-un an 5-6 curele din PVC sau ce material înlocuiește pielea. Mai bine cumperi una din aceasta și o porți în mai mult timp și astfel poluez mai puțin. Și apropo de poluare, nu mi s-a întâmplat niciodată de când filmez să-mi pornească bormașina în timpul filmării, dar se pare că a venit și momentul acela de care mă temeam. Tot vedeam la YouTuber că le se întâmplă chestia asta și mi se părea așa, ai, lasă-mă, chiar când filmai s-a pus vecinul să facă cu bormașina și iată. Ăsta este cel mai mare blestem al YouTuberilor. Să te pornești, să începi să vorbești și pe urmă să nu poți să mai filmezi din cauza la zgomote. Acestea fiind împrejurările, încep să mă grăbesc să reușesc să termin acest videoclip astăzi. Aici, da, aceasta, chiar dacă este mărimea 38, e un pic mai micuță decât celelalte cămăși mărimea 38. Este o cămașă neagră cu mânecă lungă. Poate fi purtată pe timp de vară cu mânecile ridicate. Și materialul e foarte mișto, adică cred că se va comporta bine și la spălat. De obicei, negrul este, se decolorează destul de repede față de alte culori și capătă pe urmă un aspect indezirabil. Și aici ce avem? Avem nasturi? Nu. Nu avem nasturi, este tip tunică, așa. Cum a fost și cea roz și cum a fost, de fapt, și cea cu leopard, cu animal print. Toate sunt așa, niciuna nu are nasturi. Și asta mi se pare perfect când te grăbești să faci orice, nu mai stai să mai închei și să deschei nasturi. Și iată că am ajuns și la ultimul obiect pe care vreau să vi-l arăt. Și bineînțeles că nu aveam nevoie de așa ceva. Nu aveam nevoie de așa ceva, dar a fost la un preț incredibil de bun și știu aceste genți de la Reserve. Știu că genții de la Reserve sunt super faine. Este o gentuță din piele întoarsă artificială, din imitație de piele întoarsă, extrem de finuță, extrem de finuță și culoarea superbisimă. Mi-a plăcut că are și fermoar. Vedeți? Are și fermoar. Este destul de bine compartimentată, are un fermoar aici, nu știu dacă se vede, un fermoar care închide un buzunar și încă două buzunare aici în care pot să mai agăs câte ceva. În rest are un singur compartiment. Super, super bună la preț. Așa spune, poate lăsa urme pe hainele deschise. Ah, ok. Deci trebuie să fiu atentă la acest aspect. Pe ea scrie lei 120 de lei. Deși am impresia că pe site prețul de pornire era de 99 de lei sau ceva de genul. Cred, nu știu. Dar dacă e așa, înseamnă că în magazin acest obiect s-a vândut mai scump decât pe online. Dar îmi place și n-am mai purtat eu de mult timp așa. El în acesta de jeans oversized. Bineînțeles că nu aveam nevoie de această geantă.
Nu, stați puțin. Întotdeauna o fată are nevoie de o geantă. Bineînțeles că aveam nevoie de această geantă. Bine am făcut că am luat-o la un preț derizoriu. Și chiar dacă până la urmă n-am sopor și n-am sopor și n-am să-i găsesc locul în garderoba mea, o fac cadou. Pe bune. Cine n-ar vrea o geantă din asta? Este superbă. Superbă. Sublimă. Divină. Magică. Minunată. Mirobolantă. Uitați că am și închis-o să o vedeți. E super, e superbă. Te ador. Asta a fost. Am cumpărat lucruri care mi-au plăcut. De-abia aștept să le probez. O să mă vedeți și voi așa în câte un videoclip cu ele. Eu zic că a fost o idee bună. Spuneți-mi dacă vi s-a părut o idee bună. De când fac eu YouTube, eu tot am cumpărat. Mai cumpăr și eu chestii pentru casă, pentru garderoba mea. Dar nu am făcut unboxing-uri pentru că nu cred că acest gen de videoclipuri mă solicitau suficient de mult pentru câtă creativitate am eu în mine. Și având un singur videoclip pe săptămână, mă gândeam că e prea puțin. Însă acum că voi face din când în când câte două videoclipuri, poate și mai multe, cine știe, am început să introduc și astfel de videoclipuri pentru că am văzut că sunt foarte vizionate pe YouTube și mie îmi place să mă uit la acest gen de videoclipuri, cum deja sunt sigură că am menționat, așa că am introdus și eu chestia asta pe canalul meu. Sper să vă placă, sper să vă ajute, reducerile sunt până pe 12 august. Am pornit așa cu energia puțin scăzută, pentru că eram în grabă și ușor în panică, dar acum am chef să vorbesc cu voi. Am chef să vorbesc cu voi, dar nu știu ce să mai vorbesc, pentru că subiectul videoclipului s-a terminat și cred că acesta este un semn bun, că ar trebui să termin și eu cu vorba și să mă pun pe editat, ca voi să aveți diseară ce să vedeți. Acesta a fost videoclipul din această săptămână. Vă mulțumesc mult, mult, mult celor care veniți aici pe canal, celor care mai lăsați câte un comentariu, câte un like și așa mai departe, știți voi. Acum închei aici, vă las, vă pup și până data viitoare, fiți fericiți! Pa, pa! Am nevoie de această... Din nou, poate fi purtată pe timp de vară. Poate fi purtată pe timp de vară.